asta e despre YouTube. O să te fac praf, fraiere. O să vedem cine este cel mai bun dintre noi. Clipul ăsta este... Dacă nu v-ați dat seama, clipul de astăzi este despre YouTube și despre cum a evoluat YouTube-ul din 2011 până în 2018 în prezent. Și de faptul că YouTube mi-a pus restricție pe ultimul meu clip cu Balloon Challenge. Pentru că, de ce nu, hai să luăm oportunitatea fiecăruia de a face niște vizualizări și să le punem restricție pe clipuri. Și am văzut că nu doar mie mi-a pus restricție pe clip, i-a pus și lui Bogdan IBM Family, care a făcut și el un clip la fel, un Balloon Challenge. Și nu înțeleg de ce, dacă clipul meu are atâta sexualitate în el, atunci canalul lui Magda, ce conține? E aproape un, e un film porno întreg pe canalul lui Magda. Pentru că avem, de la clipuri cu țâțe, avem clipul ăsta. Ce avem aici? Țâțe. Avem țâțe în clipul ăsta, da? Țâțele nu reprezintă nimic sexual în 2018? Sau era să fiu violată de taximetrist, nu reprezintă nimic sexual pentru YouTube? În fine, nu mai comentez nimic despre subiectul ăsta. Hai să trecem la clipul în sine, despre ce o să vorbim astăzi. Nu știu câți dintre voi știți că în România vlogging-ul a apărut în perioada 2010-2011, iar că atunci existau doar cam 5 vloggeri cunoscuți. Aceștia erau... Alex Contraș, care avea și cel mai de calitate content în perioada aia, Tequila, Daniel Pârvan, Schivo și încă o fată, Aldușca, iar Mikey a apărut undeva mai târziu, prin 2012-2013, nu sunt sigur. Contentul în 2011 era destul de slăbuț și foarte cringe, o să vedem imediat pentru că am pregătit o listă cu niște clipuri pe care vreau să le vedeți și să urmăriți și să vă dați seama cu mine cum a evoluat YouTube-ul din 2011 până în 2018, pentru că este o schimbare majoră, dacă putem spune așa. Nu sunt doar aspecte plăcute în evoluția asta, există și aspecte neplăcute. În 2018 avem beefing, avem hate foarte mult, avem foarte multă dramă și ură în sine. Avem foarte multă ură în 2018 și asta este foarte neplăcut, dar să ne amintim cum era în 2011 și să vedem ce s-a schimbat de atunci. În primul rând o să vă-l prezint pe Alex Contraș, pentru că nu știu dacă îl știți cu toții și vreau să vă arăt cel mai mare YouTuber din 2011, cel mai celebru YouTuber din perioada aia. Avem un clip de prezentare foarte frumos, un gard de asemenea și el excepțional, deci calitatea în primul rând din 2011 până în 2018 s-a schimbat enorm și evoluția vlogului s-a bazat și pe creșterea calității și așa mai departe. Eu sunt Alex. Am 13 ani și în aproximativ o lună jumătate am să împlinesc 14. Mi-am propus să fac chestia asta acum mult timp și anume să fac propriul meu videoblog. Nu am spus nimănui, știu că este ciudat. Este un lucru extrem de ciudat. Este ca o bombă. Este extrem de ciudat. E ciudat să te filmezi și să știe toată lumea că tu faci chestia asta, vorbești singur în fața unei camere și cu asta te ocupi. Eu nu mă ocup cu chestia asta, însă mai fac și un clip din când în când din pasiune și cred că asta este cel mai important lucru, să faci vloguri din pasiune și să faci ceea ce ție îți place, pentru că nu o să ai niciodată succes dacă tu nu faci ceea ce îți place și nu îți urmezi pasiunile, visele și așa mai departe. Deci Alex Contraș se prezintă în vlogul ăsta. Vă prezint 5 lucruri amuzante despre mine. 1. Sunt un mega fan Disney. Iubesc tot ceea ce înseamnă Disney. Disneyland, Disney Channel, filme, cărți, reviste. Deci băiatul nostru Alex Contraș iubea Disney Channel. Și cine nu iubea în perioada aia Disney Channel? Nu putem nega că am fost copii și ne uitam cu toții la Disney Channel. Deci ce putem vedea în momentul ăsta e că exista foarte mult cringe în perioada aia. Foarte mult cringe și banalitate. S-a schimbat foarte mult modul în care se produc vlogurile, s-a schimbat și cererea. Oamenii așteaptă foarte multă calitate, așteaptă ceva care să le atragă atenția foarte tare, care să conțină clickbait și așa mai departe. Deci în clipul Alex Contraș eu văd următoarele lucruri. Făcea chestia asta cu pasiune și că era doar un hobby. Nu cred că a avut vreodată așteptări să câștige bani sau ceva de genul ăsta. În perioada asta nici măcar nu știu ce s-a întâmplat cu el, nu știu dacă mai trăiește sau nu, nu știu. Doamne ferește să nu trăiască. Însă n-am mai auzit nimeni nimic de el. Cred că a lansat cumva vlogging-ul în România. Deci să aducem un omagiu vlogului lui Alex Contraș. Din
Din 2011 până în 2018 s-a schimbat în special mentalitatea oamenilor și așteptările pe care le au de la vloggerii de pe YouTube. În 2018 trebuie să urăști persoane, trebuie să folosești clickbait și trebuie să faci ceea ce vrea publicul. Nici de cum ceea ce vrei tu. Asta este marea greșeală pe care o văd eu în 2018 pe YouTube și în anii trecuți. Vloggerii nu mai fac de mult ceea ce vor ei și fac doar ce se cere. De-aia s-a apucat toți de făcut melodii, de făcut rap și așa mai departe, pentru că asta cere lumea. Pe lângă faptul că toți s-au apucat de muzică, toți s-au apucat de comentat alte persoane. Toți trebuie să se lege de contentul altuia în loc să se profite de propriile calități și de a face ceea ce este bine pentru el. Creează hate peste tot în comunitatea asta. Nu vreau să fac o dramă din clipul ăsta, hai să trecem mai departe. Am foarte multe clipuri pe care vreau să vi le arăt. Am aici un clip care era nelistat, nu știu cum l-am găsit, dar l-am găsit cumva. Am aici un clip cu Schivo Medii, se pare că conține clickbait. Cea mai neașteptată întâlnire ever. Deci se pare că nu s-a inventat în 2017 clickbait-ul, se pare că clickbait-ul exista dintotdeauna, numai că acum se folosește în exces. E, hai să vedem noi acum clipul lui Schivo. Parcă văd că rămâi la fata aia și nu știu ce. Opa! Cine e băiatul ăsta chipeș de aici? E Daniel Prăvan cumva? E The Life in Rock? Da, s-a cu Daniel. Da, ia și răspund. Doamne, okay, este... da, wow, întâlnire de gradul întâi, o am pe Schivo în față, mă simt. În față. Au, 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 asta e Schivo? Oh my god. Yeah. Avem doi vlogări foarte mari într-un singur clip. Avem doi copii care acum sunt mari și fac content de calitate pe YouTube. Oricum, e destul de ciudat că Victor da. Și... chiar aflat până acum. Da, și ne vede lumea pe stradă cu camera. Dar nu e nimic, că lumea e obișnuită cu mine. Mă sperie, adică... Da, și pe mine mă sperie. Sunt obișnuit cu tiopiedul, dar nu să mă filmeze cineva. Acum urmează o replică foarte, foarte tare. Cu picioare. Da. Cu două picioare. Hai, eu trece. Deci, ceva. Da. A, cât de... cât cringe m-a lovit fix în suflet chestia asta. Vedem cât de neobișnuit era să filmezi pe stradă în 2011 și faptul că erau copii și că erau așa nevinovați este cel mai frumos lucru. În afară de faptul că era foarte mult cringe în clipul ăsta, nu știu dacă am vreo obiecție. Hai să vedem până la capăt, că are doar un minut și... Conversații interesante, da. Da. Nu știu, adică... Hai, uite, cred că te cheamă cineva. Sau... Nu, nu e telefon. Da. Păi, cred că pot să închid. Da, păi, cred că am de mâncat ciorbă sau ceva. Am de mâncat ciorba. Deci cât cringe se poate afla într-un singur clip, în clipul ăsta. Oh my god. Dar e amuzant. E amuzant să vezi cât au crescut și cum au ajuns în perioada asta vloggerii noștri preferați. Îl avem din nou pe The Life. Deci în 2012 Daniel ne învață cum să fim youtuberi, mai youtuberi. Și faza e că eu chiar am urmărit clipul ăsta atunci și mi s-a părut foarte, foarte motivant pentru mine. Nu doar clipul lui, și majoritatea clipurilor de atunci care apăreau pe YouTube, vlogurile astea m-au motivat să fac și un vlog în perioada de acum. Deci copiii ăștia, copiii pe care acum îi urmărim și considerăm că fac clipuri de calitate, cum ar fi Daniel, Tequila și așa mai departe, pe mine m-au motivat să mă apuc de vlog și cred că n-aș fi aici în fața voastră dacă nu erau ei. Devine prea melancolic, hai să trecem mai departe. Dacă voi credeți că Alex Alvarez, Shelly sau Vlad Munteanu sunt singurii care fac melodii pe YouTube, ei bine, vă înșelați. În 2011 primul care a făcut muzică pe YouTube a fost Alex Contraș. Și era foarte de calitate. Căciul trecut a fost ok, dar simțeam că lipsea ceva, nu știam ce era. Anul acesta știu ce voi face, da, de data asta voi posta. Da, nu o să pun tot clipul pentru că o să vă las pe voi să-l urmăriți, o să căutați și să vedeți. Deci melodia asta mi se pare mie mult mai interesantă decât melodia lui Alex Alvarez sau a lui Shelly de Crăciun. Cu toate că este din 2011, mi se pare că este
foarte calitativ. Dacă vă gândiți că noi suntem în 2018 și ne plângem că nu avem cu ce să facem vloguri și nu avem bani și așa mai departe, eu voiam doar să vă spun că exista calitate și atunci, în 2011, și că totul era mult mai liniștit și mai păciuitor. Deci să nu uităm că în clipul ăsta avem și pe Marius Nicolae, a.k.a. regele clickbait, cu The Wampers, care au apărut și mai târziu în 2012. L-avem în clipul ăsta aici. Ăsta este Marius Nicolae, fraților. Clipul este public, deci vă puteți urmări pe canalul lui. Ce am vrut să vă spun eu cu clipul ăsta este că foarte mulți youtuberi care au pornit în 2011, 2012, 2013, nu știu, nu contează, și care sunt și astăzi pe platforma asta, au inspirat pe foarte mulți dintre noi, dintre vloggerii de astăzi, să se apuce de chestia asta. Și că e aiurea să avem atâta conflict între noi și să nu ne înțelegem deloc și să nu putem să ne ajutăm reciproc. Și mi se pare de căcat să comentăm alte persoane, să criticăm alte persoane care sunt în comunitatea asta alături de noi. Și cam asta este schimbarea majoră a YouTube-ului din 2011 până astăzi. Lumea a devenit mai rea, mai rece și cu foarte mari așteptări. Ceea ce încerc eu să vă spun este că vloggerii ăștia care postează pe YouTube sunt acolo să vă facă pe voi să vă simțiți bine și că ei merită mai multă înțelegere decât credeți voi și ar trebui să ne oprim din criticat și hate-uit și urât și așa mai departe și ar trebui să ne înțelegem mult mai bine noi ăștia care postăm pe YouTube și să evităm să creăm conflicte, să încercăm să ne ajutăm unii pe alții. Și aici, da, are legătură cu situația asta cu Ilies Vlogs și cu Sucre și așa mai departe, pentru că am văzut că din ce în ce mai mult se promovează ura, se promovează hate-ul și este un lucru îngrozitor să vedem că în loc să promovăm un content de calitate, să fim originali și așa mai departe, alegem să vorbim despre alte persoane, să criticăm. Avem foarte mulți vloggeri buni care merită atenție și trebuie să urmăriți și apreciați. Sper să avem un an cât mai frumos, un an plin de content, de calitate, original și cu cât mai puțină ură și cu cât mai puține situații de genul Ilies Vlogs. Asta a fost pentru astăzi. Vă mulțumesc că v-ați uitat la mine. Ne vedem data viitoare. Ne vedem data viitoare cu un nou clip. Ciao!